Hai, salut! Nu vă spunem unde suntem, dar vă spun ce walk-around am pregătit pentru astăzi, fiți atenți. Alfa Romeo. Stai un pic să fac clarul pe... Așa, uite aici. Gata, vedem cheia, clar. Alfa Romeo, Stelvio, Quadrifoglio, nenorocire, extaz printre fanii mărcii Alfa. Bun. SUV-ul care în momentul ăsta deține recordul SUV-urilor pe Nürburgring, ăsta este Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Experience. Uite puțin cât de mare scrie Alfa Romeo pe mașina asta. Da, ați văzut bine, ea are numere de Italia, dar mașina a venit în România, prin urmare nu se putea să nu aibă niște sticăre puse pe ea. Sticărele de pe mașină sunt aproape la fel de mari precum este emblema Quadrifoglio de pe aripile față. Quadrifoglio verde. Quadrifoglio verde, îmi cer scuze. Trifoiu cu patru foi. Quadrifoglio verde. Exact. Nu Quadrifoglio. Îmi cer scuze. Quadrifoglio verde. Mergem mai departe la jantele uriașe pe 20, care ascund niște discuri de frână ceramice și ele uriașe, care costă 9.000 de euro. Și sunt opțională pe mașina asta. Mai departe. Hai să începem cu spatele, dacă tot l-am pus în soare. Mașina nu are elemente distinctive foarte, stai un pic, foarte multe față de un Stelvio normal, dar vedem evacuările astea generoase, care nu sunt false. Mai vedem acolo un difuzor mare și negru mat în partea de jos. Mai vedem emblema Q4, desigur, tracțiunea asta integrală. 4x4. Așa, 4x4. Mă rog, o să vă povestim în test cum funcționează această tracțiune integrală, care în principiu merge 100% spate și doar când simte că e o problemă mută pe față. Imediat vorbim și de spațiu din portbagaj. Hai, deschide. Perfect, spațiu din portbagaj. După cum vedeți aici, acces destul de bun, dar cumva foarte îngust. 525 de litri disponibil pentru bagaje în mașina asta. Cât costă, mă, Giurgia? Cât costă mașina? Da. Păi, frate, mașina asta costă cam 90.000 de euro. Înțelegi? Cu tot cu TVA, pleacă de la suma asta și cu tot ce mai pui pe ea, ajungi ușor la 110, cât costă mașina asta. Mă rog, numai discurile v-am spus, ceramice vreo 9.000 de euro. Mai departe, continuăm walk-around-ul. Vrei să povestești un pic? Hai, te rog, și de locurile din spate, ce faci? Locurile din spate? Exact, hai. Păi cine și-a mașină? Aole. Bun, mergem mai departe. Interiorul, du-te pe partea aia. Da, mă duc. Du-te. Interiorul, după cum vedeți, aici este o simfonie de culori. Avem roșu, avem inserții de carbon, avem un display, închide ușa aia ca să văd mai bine interiorul, mulțumesc, așa. Avem butonul de start pe volan, cu care ne-am obișnuit de la Giulia, ok. A plecat mașina, avem aici un display în centru. Nu este foarte mare și nici nu este touchscreen. În schimb, comanda de la acest sistem de infotainment se face de la această rotiță uriașă. Mai avem aici inserțiile de carbon, acest tunel median care, după cum vedeți, este îmbrăcat în roșu. Avem loc în care să punem cheia. Zi, ce mai vrei să-mi arăți? Avem modurile de condus care pleacă de la A, care este cel mai eficient mod. Exact. N undeva la mijloc. Normal. D dinamic. Dinamic, uite-l DNA. Așa. Și poți să treci în race. Treci mașina în modul race. Bun. Bun, când ai trecut mașina în modul race, după cum vedeți, se taie și electronica. Așa, și avem ESC off, avem toate sistemele off. În compensare pentru faptul că toate sistemele sunt off, eu o să mă duc acum la eșapamente ca să înțelegeți cum se aude această mașină în modul race. Da,
spectaculos. Ai avea tupeu să mergi cu mașina asta în modul race până oraș? Nu. Bun. Dar trecem mai departe. Să vă arăt aceste padele din aluminiu pur și simplu superbe și de dimensiuni foarte mari. O să le folosești și atunci când virezi, muți un pic mâna. Exact. Dar responsabil pentru sunet. Da. Haide să vedem afară motorul Ferrari. Hai să vedem motorul de la Ferrari, bă, băiatule. Uite aici pe capotă găsim și niște foante de aerisire. Ca la târg. Așa. Bun, deschide capota. Ia uite uzina de la Maranello. Pardon. Uite, V6 la 90 de grade. Emblema, logo, quadrifoglio verde. Dar de ce nu-i logo Ferrari? Așa, și logo Alfa Romeo pe aceste plastice pe care le vedem. Două turbine. Da, două turbine are motorul ăsta. Asta înseamnă V6 biturbo de 2,9 litri și 510 cai, 600 de Nm de cuplu. Asta e mașina. Te rog să ne mutăm un pic în partea asta, să o vedem și din față și să vii aici lângă mine și să comunici tu cifra de 0-100 pe care o face mașina asta. 3,8 secunde. Exact, 3,8 secunde. Asta este Giulia, pardon, asta este Stelvio quadrifoglio verde. Dacă ziceam eu asta, ce ieșea? Ieșea scandal. Aici se termină walk-around-ul nostru cu mașina asta senzațională. În două săptămâni? În două săptămâni vedeți testul nostru pe TV, într-un format despre care nu vorbim chiar acum, ca să nu încingem și mai mult spiritele.